Cariera cu fece cojeasca continuă. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip din cariera noastră minunată la FIFA 22. Astăzi cred că fece cojeasca va debuta în Liga 1. Nu uitați să lăsați un like acolo dacă mai vreți clipuri din această carieră cât mai repede. Hai să strângem 2000 de like-uri acolo. Dar trebuie să transferăm și un fundaj lateral. M-am uitat la comentariile voastre și cam jucătorii aceștia mi i-ați sugerat. Boboc, Șerban, Sorescu, Manea, mai avem pe băiatul ăsta Felix Agu. Și de asemenea mi-a zis și de Mingueza, care poate juca pe poziția de right back. Și cam unul dintre acei jucători vom transfera acum. Trebuie să așteptăm să vină scoutul și după vom transfera unul dintre acei jucători. Bugetul e de 3 milioane, dar s-ar putea să vină banii de la finala turneului de pregătire pe care îl vom juca acum, desigur. Din păcate, SFR ăsta nu prea poate să joace. Voi juca cu Popescu aici. Da, fundaj lateral nu prea avem. Dumitru va juca și la centru aici în apărare. O să vedem cum se descurcă și Stoica alături de Bani în atac. Te dăm drumul la mei să vedem cum se descurcă echipa noastră minunată în finală. Sperăm că o să câștigăm primul trofeu. În ghilimele, trofeu, cred că nici măcar nu-ți dă trofeu. Doar câștigi finala și atât. Ia uite penaltiul ăsta cum se bate, băieți. Talent. Wow. Iancu, dacă talent ne-a demonstrat tuturor. Hai să vedem cum se descurcă echipa. Mamă, jucăm aici în Paris. Joacă o pasta. 50.000, 60.000, 70.000 de spectatori au venit ca să ne vadă. De fapt, cred că au venit să vadă pe Niort ăștia. Dar cum mi-e vorba? Au venit pentru Niort și au rămas pentru Cojeasca. Marius Marin, hai să vedem cum merg finesurile. Michel scoate. Am văzut că la Ultimate Team sunt foarte OP finesurile, nu când dai așa pe roșu, când dai pe verde. Și poate merge lucrul ăsta și la carieră, o să vedem imediat. Se duce Renel, 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 nu putem să-i luăm mingea și e gol, e 1-0. Marchează echipa adversă destul de repede. F în chat, ce pot spune, F în chat. Da, nu știu cum marchează ăștia așa repede. N-am fundaj lateral, frate, și nu se apără bine jucătorii. Uitați-vă aici că nu era nimeni. Dar pasă în centru și gol destul de lejer. Cernea putea să facă mai multe. Însă asta este, trebuie să întoarcem scorul. Trebuie să fim mai concentrați. Dacă îmi dau pase de-astea, n-am cum să fiu concentrat. Nu cred, bine, Bălane. Opa, opa, hai Cernea, apără. Da, Cernea, mamă, da, ce spectaculos a aruncat omul meu. Aia a fost așa de spectacol că putea să o prindă în mână lejer. A apărat și după s-a aruncat, a avut delay, frate, a avut lag. A avut ping de 100. Stoica avansează, pasează mai departe. Banii deocamdată nu s-a văzut nici el pentru că n-am jucat pe benzi. Însă o să mă duc acum cu Banii în centru. Pasă mai departe la Marius Marin, șutează în blocaj. Aia Chintola, dă-i farfecă! A încercat el, m-a încercat. Grijă mare, grijă mare. No, cer, bară, 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 ok, bară. Pericol mare, pasă cu călcăiul și Cernea primește un gol destul de ușor după părerea mea. 2-0 și cred că o să pierdem finala, bă, băieți. Cum a fost șutul acesta, pasă în centru. Wow! Da, prima repriză se termină, 2-0 pentru Niort aici. Forțe proaspete, o să intre Radacanu. O să-l băgăm și pe SFR să vedem cum se descurcă. Și cam atât, nu prea mai avem ce schimbări să facem. Ok, pasă bună la Chintola, Ahmed Bani. Ahmed Bani pasă la Chintola, Achintola, 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 Achintola face 2-1. Putem să-i întoarcem, mă, putem să-i întoarcem. Ahmed Bani cu primul asist la echipă. Dă pas aici lui Zeul Achintola și omul meu bea niște cei corect, că e sete sau poftă. Da, băieți, 2-1, minutul 50. Putem lejer să întoarcem scorul acum. Bravo, mă! No, ești prost. Plastic fan sunt. Scoate Cernea acolo, scoate Cernea, perfect. Radacanu se duce mai departe la Popescu. Popescu, Popescu, centrează și e gol! Bine, mă, bine, nu știu cine marchează, dar bravo lui, se face 2-2. Cred că Marius Marin marchează aici, dacă e blond. Acum are bani de vopsea că i-am dat salariu mare. Marius Marin face 2-2, băieți, în minutul 61 și putem să întoarcem scorul și să luăm cele 2 milioane de euro. Ce viteză are acest fundaș central, uitați-vă ce viteză are. Pasează acolo și fundașul central se duce în atac. Cum ar fi să marcheze aici, am zine. Șutează din păcate în blocaj.
Pas acolo, încă una. Marius Marin pe verde, dar pe lângă poartă șutează. Ok, Popescu la Ahmed Bani, se duce, are viteză, avansează Ahmed Bani. Ahmed Bani, Bani, cum vrei să-i zici, Bugs Bani. Centrează acolo, dar scoate portarul. Du-te, du-te, Sefer, cred că e prima atingere, Sefer. Sau? Nu mă scoate portarul. Am crezut că a făcut-o greșit, însă până la urmă a șutat bine acolo, Sefer. Și cred că meciul se va duce în prelungiri, băieți. Deci avem, avem prelungiri. Avem, ba nu, penaltiuri direct. Mamă, e dramatic. Fiți atenți că e dramatic. Akintola nu ratează niciodată la penaltiuri. Akintola bate aici. Nope. Scoate portarul, bă. Trebuia să bată în vinclu. Stânga! Da, mă, da! Da, mă, Cernea! Bravo, mă, Cernea! Ok, Radacanu e spectaculos. Radacanu, scăriță! L-am trimis după țigări, am încheiat cariera la portarul ăsta. Radacanu, excelent, bate acolo și pe stânga bate și oponentul. L-avem pe Marius Marin. O să batem aici, pe colț, frumos, elegant, cât de cât, impecabil, bate Marius Marin. Nicio șansă pentru portar. Ne vom duce pe colțul drept și scoate cu picioarele Cernea acolo. Cernea este zeul porții și Sefer, dacă marchează aici, este destul de bine, însă ratează Sefer. Haide Cernea încă o dată, Cernea, bară mă, bară, bară. Dacă marcăm acum, câștigăm acest meci. Popescu este în fața golului decisiv. Probabil că portarul va alege un colț, așa că voi încerca mare scăriță. Impecabil, câștigăm acest meci cu stil și luăm milioanele de euro, 2 milioane de euro vin aici la FC Cojeasca. Uitați-vă cât de fin executăm acest penalti. Ia vedeți că avem și trofeu. Primul trofeu de la FC Cojeasca. Mamă, ce trofeu nebun. Bine trofeul ăsta dacă vrei. Și bine, dar nu sunt artificii, bă. Dar n-avem artificii, ce? De ce n-avem artificii? Pă bune că n-avem artificii, urât așa, chiar urât. O poză de grup, da mă, da, bine mă, fece Cojeasca. Ce fac băieții ăștia poză? Ia uitați aici la poză ce stau băieții mei șmecherii. S-au pus pe jos așa, zici că sunt la banchet. În fine, câștigăm acest turneu și nu știu când vor veni banii, însă sper să vină cât mai repede. Pentru că avem nevoie să facem transferuri și vom debuta și în Liga 1 în acest episod. Avem meci cu Academica Clinceni și a venit și scoutul. Ăștia deja vor să-l transfere pe Ianis Stoica, însă cu siguranță nu o să-l dăm. Bugetul e de 4 milioane de euro, cred că am primit mai puțin, cred că au fost și taxe. Dar în fine, hai să vedem ce putem să luăm de bani. Începem cu Șerban, nu-mi zice valoarea, ok. Nu știu de ce, adică nu zice nici valoarea, nici ratingul, nu știu ce s-a întâmplat cu scoutul acesta. Probabil încă nu s-a terminat scoutul, a venit doar pentru Boboc, 2.600.000 și Sorescu 2.100.000 costă. Bă, Sorescu ar fi destul de interesant, însă o să așteptăm și pentru ceilalți jucători să vină scoutul. Până atunci, jucăm cu Academica Clinceni, primul meci din campionat. Hai să ne facem echipa din meciul cu Academica Clinceni. Aceștia au Velios, Ion, Deamorim, Cascini, Mulin, Omoh. Pe linia defensivă, Holzman, Patriche, Jurtic, Achim și în poartă Ureche de la Giurgiu, în caz că nu-l știți. Da, și hai să ne facem echipa, va juca Marin aici, cu siguranță la mijloc voi băga un Popescu, deocamdată Sefer nu prea merge jucat la mijloc. O să-l băgăm right mid, sau nu? Ba da, jucăm right mid cu Sefer. Teixeira pe partea stângă, Stoica și Bani deocamdată rezerve în primul meci și suntem gata să îi dăm drumul. Manole va juca și el pe banca de rezerve. Dacă mai și arată echipa, hai să-i dăm drumul la meci cu Academica Clinceni. Singurul pe care îl cunosc de la ei este William de Amorim. Da, mă, Akintola aici la noi pe stadion. Uitați-vă cât de mic e stadionul, mă, băieți. Deci e foarte mic stadionul, chiar zici că e stadionul lui FC Cojeasca. Dar o să facem upgrade-uri în curând la stadion. Adică sezonul viitor vom face upgrade-uri. Cam așa arată stadionul, cu linii galbene așa frumos. Altceva, altă viață. Și începem aici cu Răzvan Marin, debutul în Liga 1. Oare vom debuta cu victorie sau ne vom face de râs? Asta e întrebarea.
Ion, pasă mai departe la William de Amorim, scapă singur Velios, scoate Cernea, da mă Cernea, bravo mă Cernea, așa te vreau. Cernea ne salvează încă o dată și avem o centrare aici periculoasă, Cernea prinde balonul. Dumitru ține de balon, Akintola se întoarce, pasă încă o dată, excelent în margine, pasă la Akintola și e gol. Nu s-a dus la Akintola, s-a dus la Dumitru, însă Dumitru dă pe lângă poartă. Managerul Mesescu este destul de supărat. Da, șutează în plasa laterală Dumitru aici. Mesescu este foarte nervos. No, pericol mare și e gol. Velios de data aceasta nu mai ratează, se face 1-0. Avem mari probleme acolo în margine. Fundașii mei laterali nu își fac treaba și mereu sunt surprins pe benzi acolo. Trebuie neapărat să transfer ceva cât mai repede, pentru că nu fac față benzile la meciurile incendiare din Liga 1, incendiare în chilimele. Dumitru, excelent! Marius Marin, mare vinclu, ce reușește aici, rupe poarta. Marius Marin, un jucător excelent pentru Liga 1, se bucură aici, se întinde pe jos. N-a simțit în viața lui gazon de Cojeasca, însă acum îl simte pe propria piele și se face 1-1. Ce șut puternic din partea lui Marius Marin. Asistul cred că l-a dat Dumitru și se face 1-1 cu cei de la Academica Clinceni. Cred că putem să-i batem, cred că avem puterea să-i batem, dar nici Clinceniu nu stă rău. Akintola pasă la Sefer, Sefer se duce, pasă în centru și Akintola e dement. Akintola nu-l poți opri pe zeul Akintola. Face 2-1 aici din pasa lui Sefer. Sefer se pare că s-a... Wow! Superb! Superb fundașul meu lateral! Superb! Deci e extraordinar! Așa control al balonului n-am mai văzut niciodată. A sărit mingea din el ca din colțul mesei direct. Niciun talent n-are. Ok, Velios! Foarte periculos acest jucător și se face 2-2. Nu știu cine marchează aici. Cine mă ăsta de-a dat gol? Dar a băgat-o bine rău în poartă. Velios dă aici asistul. Foarte bun acest Velios. Joacă extraordinar. Șut aici impecabil. Bară gol. Și se face 2-2. Omoh marchează mă. Cine naiba e Omoh? Akintola a blocat. Da și va fi 2-2 la pauză. Îmi place că acest joc este destul de spectaculos. Adică poți să-ți creezi ocazii la carieră destul de ușor și îmi place că avem meciuri spectaculoase. O să facem o schimbare aici și va intra Ahmed Bani. Akintola pasă în margine la Ahmed Bani. Ahmed Bani se întoarce, pasează acolo bine. Marius Marin cu finesul scoate ureche. Centrare, nu e gol. Da mă, da, dar iar e drama Queen, frate Cernea. Iar se aruncă în plus, așa, face mișcări de alea, zici că l-a lovit meteoritul. Ok, bine aici, bine aici, Akintola, de acolo, la Marius Marin, Marius Marin nu ratează. A dat bară, mă. Pă bune că a dat bară, mi-a plăcut șutul că a fost foarte puternic, dar cam prea puternic, mai aveai puțin și rupeai bara aia, în două. Din păcate ratează Marin acolo și hai cu contraatacul la Blanao pentru că se duce Sefer se duce, pasă acolo, încă una, se duce Akintola, nu! Ba da! Ah, pe lângă poartă mă! Trebuie să intre și Iani Stoica, îl voi băga în locul lui Sefer aici. Iani Stoica intră și el, o să-i dăm și lui 15 minute la dispoziție. Un meci destul de strâns, chiar nu știm care echipă va câștiga 7 cu 7 șuturi pentru fiecare echipă. Ok, se duce acolo Dumitru, golaso din partea lui Dumitru, se face 3-2 minutul 85, Dumitru șutează impecabil, se crede Zlatan Ibrahimović, de lovește steagul. Dar important este că marchează un șut din prima perfect și îl bate pe portarul ureche. Cred că l-a surzit după șutul ăsta. Nu cred! Bravo Cernea! Iar îmi face emoții Cernea asta că nu prinde din prima. Însă important este că reușim să câștigăm 3-2 împotriva celor de la Academica Clinceni. Debutăm cu o victorie. Omul meciului, chiar nu știu cine e, omul meciului se pare că este Marius Marin, un gol și un asist. Akintola reușește și el un gol și Dumitru de asemenea un gol.
și un assist în acest match. Perfect, ce să zic, un debut perfect pentru echipa mea. Da, băieți, și vom merge și vom transfera un fundaș lateral. Aceste antrenamente voi trebui să le fac pentru că îmi dă doar plus 2 aici la Șarne și cred că trebuie să stau să fac antrenamentele, însă mi-e cam lene și o să le fac offline. Avem și un meci cu Chindia care se apropie, însă îl vom juca în episodul următor. Acum voi merge și voi transfera ceva jucători. Ofertă pentru Gorie, 740.000 de euro. Bă, e bună oferta. Cred că o să o accept, da, o să acceptăm această ofertă pentru un jucător de 32 de ani. Zic eu că e bine. Oricum îl avem aici pe Amzine și îl avem și pe Ekman, îl avem și pe Dumitru, îl avem și pe Molina. Ne ajung jucătorii pe poziția de fundaș central. A venit și scoutul pentru ceilalți jucători. Mamă, Mingheza, 12 milioane, foarte scump, nu dăm pe el atât. Nici măcar nu mi-arată ratingul. Agu ăsta destul de scump. Manea 1.700.000, e cam cel mai ieftin Manea de aici, însă nu știm ratingul. Da, o să mergem și o să luăm pe Cristi Manea, pentru că e cel mai ieftin din această listă, 23 de ani. Cred că are ceva potențial, joacă la CFR Cluj, luăm și un jucător de la CFR la echipă. Cristi Manea, zic eu că se încadrează perfect, jucător de națională, o să dăm 1.700.000 de început, 1.710.000 să treacă de la noi. Ăștia vor 2.750.000, o să dăm undeva la 2.100.000 pentru Cristi Manea atunci. Ăștia vor în continuare 2.750.000, dar nu vor să scadă, mă băieții. 2.250.000, ultimul preț va fi 2.350.000, dar acceptă așa. Accept așa și va veni Cristi Manea pe partea dreaptă pentru că aveam nevoie de un fundaș dreapta și poate ne rămân bani și de un fundaș stânga, cine știe. Salariul destul de mic are Cristi Manea, zic eu că mi-ajung banii să-i dau salariu. 3.600 de euro salariu, acceptăm și vine Cristi Manea la echipă, totuși nu mi-arată ratingul, sper că are măcar 67-68. Are 68 se pare Cristi Manea. Era bun și Sorescu, dar era cam scump Sorescu. Da, și mai avem bugetul 1.630.000. Nu știu ce aș putea să cumpăr cu acești bani. Și cam aici terminăm și un episod destul de scurt. Dar na, asta e. Data viitoare voi juca mai multe meciuri. Avem și meciul cu FCSB pe care îl vom juca cu siguranță. Voi juca și cu Farul. Avem niște meciuri interesante. Și da, ne vedem data viitoare, băieți. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați de like acolo. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.